Consecveții de ei, potrivit căreia locuitorii unei comunități trebuie nu doar să muncească, ci să se și bucure de zile de sărbătoare în care să socializeze, luni 15 august, cu mic cu mare, locuitorii comunei Cordun s-au adunat la Pildești pentru a participa la o sărbătoare câmpenească deosebită. În această zi în care creștinii ortodoxi și catolici au sărbătorit adormirea Maicii Domnului, biserica din Pildești și-a sărbătorit hramul. Edilii au invitat la sărbătoarea câmpenească artiști de seamă care au concertat umplând de bucurie sufletele participanților. Dar nu e rar de suc, măi, dar eu când mi-a tăsat la joc, fetele de buluc, măi, dau un cap de bucluc. Vorbi rări cu venină la inimă, e lipsă, nu știu, vorbesc de la un braț, dar să-mi facă năcas. Dar eu roadă, mă bătesc, lângă bani, atropăiesc, și-o înseamnă, nu în eu, la bădița, vreau să stau. Dar eu roadă, mă bătesc, lângă bani, atropăiesc, și-o înseamnă, nu în eu, la bădița, vreau să stau. Cum juca măruța, cum plecă-i și fetii la o lovă. Hai, da, hai cu Doamne ajută, rom de re de re de re de la. Cam pornit frumos în munte, rom de re de re de re de la. Vă poftesc pe fiecare, rom de re de re de re de la. Să veniți la nuntă mare, rom de re de re de re de la. Edilul șef al comunei Cordun, Adrian Ciobanu, declară bucuros faptul că în scurtul timp în care s-a scurs de la preluarea mandatului a reușit să facă o bucurie concetățenilor săi ce trăiesc și muncesc în țară sau care s-au risipit în lumea largă pentru un loc de muncă mai bine plătit. Astăzi, acolo, la ora actuală, se desfășoară hramul bisericii din satul Pildești, care are drept patroană pe Maica Domnului. Azi, după cum știți cu toții, este adormirea Maicii Domnului, sărbătoare națională. Am încercat în scurta perioadă de la alegeri să organizez un hram mai deosebit pentru satul din Pildești, așa cum, după cum ați văzut și dumneavoastră, cred că am organizat mult mai bine decât în alți ani acest hram. Urmează, duminica care vine, pe data de 21 august, să organizăm la nivelul satului Cordun zilele comunei Cordun. Va fi un eveniment de o amploare ca și aici la Pildești. Sperăm să fie de aceeași amploare. Poate că fiind la prima ediție în satul Cordun, nu o să fie 100% de aceeași amploare, dar vrem să facem o figură bună și să facem și acolo o sărbătoare frumoasă. Vrem să punem Cordunul pe harta județului Neamț cu sărbători culturale care le vom organiza periodic an de an în comuna noastră. Primarul Adrian Ciobanu consideră că organizarea sărbătorii câmpenești de la Pildești din 15 august, dar și ziua comunei Cordun din 21 august vor dovedi celor care l-au ales și celor care nu l-au ales că în cei 4 ani de mandat știe ce are de făcut și va face lucrurile pe care le-a promis pentru ca viața concetățenilor săi să fie alta. Mulțumesc că au avut încredere în mine, sper să nu-i decepționez și sper de la an la an să ridicăm ștacheta mai mult. Dacă anul ăsta am reușit să organizăm un eveniment, după cum vedeți și dumneavoastră, infrastructura rutieră lasă de dorit. În zona asta nu avem apă, asfalt, canal. Sper la anul, în perioada asta, când o să-mi luați dumneavoastră interviul ăsta, pe această stradă să fie și apă, și canal, și asfalt. Nu știu, sunt niște ambiții mărețe, dar sper cu ajutorul bunului Dumnezeu să le rezolvăm și pe astea până la anul. Participanții la sărbătoare și-au manifestat bucuria de a participa la o zi în care au putut să se distreze împreună. Da, mulțumesc. Se putea face mai bine ceva sau? Momentan vedem. Mă zice asta mic. Tu te distrezi? La maxim. Foarte bine, foarte bine, foarte, foarte mult. Sunt la început? Nu sunt, am venit Nu, am venit acum de câteva vreme, ca să o vedem pe Irina Loghi mai mult. Foarte frumos, foarte bine. Sărbătoarea satului, bineînțeles. Unde a stat mai mult, la concert sau la... La concert, bineînțeles. De la început sunteți? Nu. Am venit acum, de jumătate de oră. Sunteți de aici? Da. Foarte bine. Foarte bine, distractiv, cântăreți de seamă, organizare frumoasă, totul excelent. Deocamdată nu, pentru că am mâncat la prânz cam târziu și deocamdată nu. Dar mai pe seară.
Ce v-a plăcut mai mult, concertul sau partea asta? Amândouă. Foarte frumos, foarte felicitări pentru organizare, primăriei și tuturor. Duminică 21 august, sărbătoarea se va muta la Cordun și locuitorii acesteia vor putea să se bucure de atmosfera de sărbătoare a comunității. În locul în care s-a desfășurat sărbarea câmpenească au fost aduse utilajele de distracție, au fost amenajate terase pe grătarele cărora sfârâiau micii și grătarele și oamenii puteau bea un pahar de bere împreună. Pe scena de la Pildești au concertat nume ca Diana Sârbu, Celina Gherghelaș, Liana Savin, Cornelia Ciobanu, Ștefan Enășel, Ana Lesco și Irina Loghin.